succesului meu. Un microfon, cele două măști din teatru, una veselă, una tristă, o sabie. Notez. S-o luăm cu începutul. De câțiva ani, viața mea e ca un meci de scrimă în care eu sunt arbitru. Aha, arbitru. Un concurs între două echipe ar putea să însemne. Nu-mi pasă cine câștigă sau cine pierde. Important e să participe. Și din nou citate celebre, important e să participi, nu să câștigi. Pierde cu Berta. Suntem sportivi, hm? Și eu cred că e campion olimpic cel care ne ia mințile cu de toate. Și vorba aia, ce-ar fi și-a urma fără o sabie? Ca nunta fără lăutari. Cred că ar trebui să ne prind cine ești și cu toate astea. Treaba cu teatru nu e așa profundă. Mai mult am imitat, ca la Mima. Și-am avut pe cine? Dinică, Iordache. Treaba cu teatru e o pistă falsă. Poate chiar are talente de actor, nu-i așa, Alex? Nu știu, dar nu înțeleg, de la scrimă, la teatru, la mimă, la Pacino. Gata cu gluma! Sunt o șaormă serioasă, asumată, concentrată, relaxată și rafinată. Asta mi se pare culmea imposibilității. Rafinată șaormă. V-am pregătit un ingredient nou. Sper să vă placă! Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. Wow, but I still need love, cause I'm just a man. This night's never seemed to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay? Să iubesc această șaormă și am să mă uit la ea cu drag, chiar dacă gurmandul din mine spune altceva. Horia! Primul nume pe care îl știam și m-am uitat, toate prezențele șaormei pe scenă au însemnat dinamism prin excelență. Îi tachina pe papagal când erau voturile, îi gâdila, chiar și pe tine te-a gâdila, te îmbrățișa. Există un personaj din fotbal care mi-e foarte drag. Care face așa? Nu, care este așa, deschis cu toată lumea și cu o bună dispoziție. Cine? Absolut molipsitoare. Îl cheamă Daniel Pancu. Daniel Pancu! Adevărul că el când intra pe teren cea, ia, hai! Alex, eu cred că acolo se află un actor cu foarte multă experiență pe scenă în stand-up. Așa? Adică ceea ce face el cu toate lucrurile, cu toate obiectele, cum se raportează la fiecare entitate vie de pe scenă, dar tu, despre tine vorbesc. E cu de toate, face glume pentru toată lumea. Cine? Este Micuțu. Micuțu! Cosmin Medel cu Micuțu, unul dintre cei mai mari stand-uperi din România. Micuțu, mare șaormă astăzi, de toate.
Mihaela. Data trecută eram așa aproape convinsă că ar putea fi Dorian Popa, așa? La fel de bine cum ar putea fi Vladimir Drăghia. La vocea de astăzi mă întorc la Dan Helciu, care ar putea să cânte așa. Dar îți dau un nume final absolut... Bravo, Mihaela! Ia, curaj! Alarmant, curaj. Pentru că este un nume de campion mondial, nu olimpic, Andrei Stoica. Andrei Stoica! Ia! Hua! Bun, Ina, ia să vedem înainte de indiciu al tău nume. Așa cum am spus și data trecută, Cerebel, pentru că mie mi se pare că personajul din față, personajul de pe scenă, dansează, este foarte talentat la dans. Cerebel are o școală de dans, el este și înăltuț, cred că are și coapse, nu m-am uitat că nu sunt detectoarea de coapse din emisiune. Bun, sunteți pregătiți pentru indiciu? Ia, hopa, că vine! Stai așa, are și asta este un indiciu din copilăria lui. Stai așa, ce-o scos de acolo, e interesant. Doamne, cât am împins eu la astea. Așa, ia. Și? What? Este din lumea poveștii. Da. Bun, dragă Shaorma, unde ești? Shaorma, lasă fata că ea are părinți. Trebuie să ajungă acasă această minunată fată, te rog eu frumos. Shaorma, te rog eu frumos. Trebuie să ne explici acest indiciu din copilăria ta. Am făcut băiatul mare citindu-i povești în fiecare seară. Povești cu care și eu am crescut. El a citit aceste povești pentru copilul lui cu care și el a crescut, da? Aha, ok. Mă schimb eu ca să dau final. Hai să vedem. E posibil. Tot un coleg actor, tot cu o experiență foarte mare, un super, super comic. Ia. Îl știi și tu, îl știe foarte multă lume din seriale mai dramatice, dar e un om foarte mișto și ar face panorama asta. E Șerban Pavlu. Maga Pepe! Pepe, Șerban Pavlu! Numele meu final! Teatrală. Horia Brenciu! M-am inspirat puțin de la Ina, mulțumesc, regina mea, astăzi, pentru că a zis un fel de arbitru și un tip care a arbitrat echipe, care el a fost comentator sportiv și care are înălțimea necesară. Cine? Cred, are cu siguranță, jur, Mihaelu, are... Coapsele alea. Tot, este Cosmin Cernat. Această ploaie de șaormă. Această ploaie de șaormă. Așa, bravo. Perfect. Mihaela, nume final. A căzut Dorian Popa, săracul. Hai să mergem pe Andrei Stoica. Andrei Stoica. Ina. Ignor indiciul și o să spun Cerebel. Cerebel. Închidem cadrul șaormei cu de toate pentru moment și ne revedem cu ea sau cu el imediat la sesiunea de vot.